Bună seara, dragii mei! Suntem din nou la emisiunea Cadastru pe înțelesul tuturor și, de asemenea, Dialogul Constructiv Salvează România, părerea ta contează și astăzi vom continua ce am început săptămânile trecute, adică să prezentăm baza de date de tip spațial, fundamentul unor administrații moderne și performante, și suntem împreună cu niște specialiști de marcă. Nu sunt lucruri spuse doar să se audă, și suntem alături de invitatul nostru și colaboratorul și co-realizator în mod special, doctorul arhitect Radu Radoslav. Bună seara! Bună seara! Alături de domnul director de la Agenția Națională de Cadastru al Direcției de Geodezie și Cadastru, domnul director Ionuț Buzac. Bună seara! Bună seara! Și alături, evident, de colegul nostru Dămăcuș Gheorghe, colegul nostru de la Arad, cu care realizăm de regulă aceste emisiuni. În primul rând, ne-am propus ca să sprijinim un lucru extrem de important pentru România, pentru administrațiile publice locale, pentru a dovedi că administrația publică locală trebuie să se modernizeze. În sensul acesta, am apreciat că este foarte important să înțelegem câteva aspecte care să pună în evidență patrimoniul nestemat al României. Și când vorbim despre acest lucru, evident că vom vorbi despre modul în care sunt înregistrate imobile în bazele de date, dar nu rezumativ la acest lucru, trebuie să mergem să îmbinăm cele două chestiuni, adică cadastru ca fundație pentru orice construcție și urbanismul care generează o dezvoltare planificată, dezvoltare durabilă cu perspective de a putea exploata la maxim acest lucru. În acest sens îi dăm cuvântul domnului Radu Radoslav să ne facă o introducere despre subiectul pe care noi numim GIS și să ne prezinte câteva idei pentru a putea apoi să mergem mai departe, să punem întrebări și să vedem ce urmărim de fapt noi prin aceste emisiuni. Deci, încă o dată, bună seara! Eu am să încerc să mă descurc. Se vede ceea ce am pus eu sau nu pe ecran? Se vede, sigur că da. Ok. Deci, ideea este următoarea, că orice strategie politică, programe locale, acțiuni, care orice guvernant, că este guvernant local, județean, național, la ora actuală ați văzut și cu COVID-ul ăsta, chiar european, trebuie să aibă la bază un suport. Și acest suport este, de fapt, baza de date de tip spațial GIS. Asta mi se pare foarte important. Și atunci, ce înseamnă asta? Evident că dumneavoastră, care sunteți specialiști, veți spune, sunt ridicări de topo și cadastru. Cadastru, o să spuneți dumneavoastră mai bine, știu că este un registru a acestor de care ține evidența bunurilor. Și atunci, eu vă spun că în istoria lumii s-a întâmplat un fenomen, orice administrator care este cu cap a încercat să aibă o bază de date, care de fapt era un fel de cadastru cu ridicare topo. Și în prima imagine am vrut să vă fac un scurt istoric. De exemplu, în partea din stânga, se vede și pe mouse-ul meu, este atunci în 1730 și ceva, când s-a făcut canalizarea vechei albe a Begheului și s-a făcut pe aici. În 1857 este ridicarea cetății Timișoara și a tuturor localităților care acum fac parte din Timișoara, Iosefin, Elisabetin, Fabric și așa mai departe. Și să vedeți cum se face. Deci în 1877 a apărut 74, a venit o strategie de dezvoltare spațială. Atunci s-a decis ca zidurile cetății care sunt aveau 1000 de metri, nu avea voie să construiască nimeni în zidurile cetății. Și au dat seama că ele nu mai rezistă, deci în 1874. Abia peste 20 de ani s-a obținut autorizația de demolare și abia în 1910, să-i spunem, aproximativ, deci aproape peste 40 de ani,
s-a reușit să se demoleze parțial zidurile cetății. Dar pentru asta i-au făcut o strategie de cum ar vrea să mobileze, să-i spunem, să mobileze acest areal. Acest areal. Și acum mergem la următoarele imagini care aș vrea să vi le arăt. Și ele, asta mi se pare iarăși foarte important. La ora actuală, ați văzut frământarea care este uluitoare în Europa, la Uniunea, la Bruxelles, ei spun că la ora actuală noi avem de două lucruri. De New Green Deal, asta înseamnă o Europa verde, deci că din punct de vedere ecologic, schimbările ecologice sunt climatice sunt catastrofale, și de digitalizare, fiindcă s-a dovedit că în cele mai avansate state din Europa, sistemul medical n-a făcut față din cauza că nu aveau digitizarea sistemului. Deci în toate domeniile astea este foarte important. Și sper că pot să merg mai departe. Și asta ce a însemnat că, de fapt, uitați-vă aici, ridicarea topo a cetății, care este aici făcută cu roșu, și în 2005 suprapunerea pe GIS. Deci avem ridicarea orașului în 2005. Puțin de tot prea, și dumneavoastră ați fost director, domn arhitect, puțin prea departe vreți să mergeți. Noi... Nu, atâta, de acord. Și atunci, eu ce vreau... Grăbim puțin lucrurile ca să ajungem în ziua de astăzi. Și Nu trebuie să le grăbim, trebuie să le explicăm. Fundamentul oricărei construcții de tip GIS este cadastru. Da. L-am invitat pe domnul director aici, ca partener al nostru pentru a dezvolta acest subiect, să ne introducă câteva noțiuni despre cadastru, să ne explice, după care vine arhitectul, care el de fapt utilizează ceea ce noi creăm. Domnul director, vă rugăm să ne precizați cât de importante sunt bazele de date cadastrale pentru o astfel de dezvoltare. Și din punctul meu de vedere, când spun că trebuie să le detaliem pe mai multe, să zicem, emisiuni, nu ne putem permite să trecem cu vederea, că altfel nu rămâne lumea cu nimic. Da, aveți dreptate. Cred că vom avea nevoie de mai multe emisiuni pentru a aborda în aprofunzime subiectul. L-am ascultat cu multă atenție și cu mult drag pe domnul arhitect. Sunt întru totul de acord cu tot ce a spus. Mi-amintesc cu plăcere, am participat la o conferință la Bruxelles a Eurostatului. Toate țările europene... În toate țările europene, agenția care se ocupă de evidența proprietății și Institutul de Statistică funcționează ca un tot unitar, iar ca suport la decizia administrației publice centrale europene, stau și datele legate de persoane, de circulația lor, de locuri de muncă, de imobile nou construite, cum să zic eu, informațiile sunt senzaționale și sunt extrem de utile pentru guverne, pentru Consiliul European, cu condiția ca GIS-ul să fie mobilat corespunzător, adică un GIS lipsit de conținut, n-ai ce să faci cu el, ce să gestioneze, că despre asta vorbim. Gestionezi informațiile. Dacă sunt state care au reușit să colecteze sau să pună în același loc informații open data și de care guvernele și decidenții țin cont de ele și ajută enorm în planurile de dezvoltare, în deciziile legate de mediu și așa mai departe, cred că mă înțelege bine, foarte bine, domnul arhitect. Este un deziderat la care noi aspirăm, dorim să ajungem cât mai repede. Din păcate, România nu reușește să comunice perfect cu Institutul de Statistică, avem mici stângăcii. La noi interoperabilitatea bazelor de date de cele mai multe ori se înțelege
ia CD-ul, uite, astea-s datele, dăm CD-ul. Nu așa trebuie procedat, ci baza lor și cu baza noastră trebuie să fie interoperabilă fără intervenție umană și să funcționeze ca un tot unitar și să servească deciziilor executivului și, mă rog, celor care au nevoie. Acum, puțin, Radu, cred că ți s-a oprit microfonul. Vezi să... Așa. A, nu, l-am oprit eu. Că... Așa. Deci, da. Chestiunea este în felul următor. Prezentarea domnului director este esențială și trebuie să plecăm de la un exemplu. Și pentru că domnul Radoslav și eu parțial am contribuit foarte puțin eu, dar în mod special domnul Radoslav, la GIS-ul Timișorii. Timișoara, înainte de exista legislație, a născut un GIS și aș vrea să ne spuneți, domnul Radoslav, esența care merge încolo despre acest subiect. Ca să faci o bază de date, din 98, să zicem, am început, am coordonat, am avut o echipă extraordinară și sub girul primarului. Noi am strâns, Timișoara a avut date vechi, ridicări topul, era planul Sarmeș, de exemplu, și pe imagine aici se vede. După aceea avem aici, de exemplu, toate străzile ridicate și ceea ce este foarte important este că pe la o ridicare numai a urbanului, deci a intravilanului, dacă credeți că trebuie discutat, discutăm și ce intravilanul, dar în exterior s-au adunat o mulțime de date. Aici Radu, este. Radu, noi cunoaștem ce înseamnă și intra și extra, dar s-ar putea ca unii să fie interesați să înțeleagă fenomenul. Ok, deci orașul este, sau un primul lucru care este cel mai important, este că avem fiecare unitate teritorială, are un teritoriu administrativ. Asta e proprietatea, se spune mai ei, care este delimitată prin lege și așa mai departe. Intravilanul este totalitatea suprafețelor construite și amenajate. Și ele stau în fiecare UAT, în fiecare unitate teritorială și în interiorul acestui teritoriu intravilan se face pugul și după aceea se fac toate, se aprobă și toate celelalte. Între teritoriul administrativ și teritoriul intravilan există teritoriul extravilan, care este un teritoriu care de obicei au pășune, au terenuri agricole și așa mai departe. La marile orașe și, de exemplu, în comunele periurbane acum a marilor orașe, dorința administratorilor este ca să ocupe întreg teritoriul administrativ, să-l urbanizeze, ceea ce nu este foarte înțelept, dar poate discutăm și altă dată. Și nu, în extravilan. Ce vrei să spui prin lucrul ăsta? Ce însemnează când ne referim, spre exemplu, noi în Timișoara avem Dumbrăvița, nu? Da. Care e problema? Explică-ne mai concret. Am să vă spun cazul Girocului și sper că nu vă supărați, fiindcă ieri am avut o discuție cu Consiliul Local de acolo și primarul și cu arhitecții. Deci ei au făcut un scenariu în care suprafața de acum avea o populație care se mărea de 5 ori. Ori pentru 2100. Ori și a ocupat întreg teritoriul administrativ. Ori nu este corect, fiindcă de fapt un plan urbanistic se face pe 10 ani. Un scenariu se face pe 10 ani. Și în mod normal nu se poate ocupa întreg teritoriul ca populația să crească a unei comune limitrofe. Este nenatural, cumva, nefiresc. Da. Da, mai ales că ce produce treaba asta, se ocupă foarte neeconomic. Adică se ocupă parcele, dacă vă uitați pe planșa mea, se ocupă parcele care sunt în afara orașului și ele necesită, parcele agricole, și ele necesită infrastructură edilitară, șosele. Ori nu este normal. Am o întrebare. Ai afirmat o chestiune interesantă la ședința de la Giroc. Ce au avut la bază când au gândit o astfel de strategie?
În general, și nu mă refer la Giroc, autoritățile publice locale, mai ales, poate discut și din jurul Bucureștiului, că e mai ușor să discut, să nu-i critic. Este exact la fel, da. Din jur, acolo, ele sunt mai tari, comunele din jur sunt mai tari decât Bucureștiul. Se dezvoltă cum doresc, își fac niște planuri foarte mari, fiindcă, de fapt, valoarea terenului în București este foarte mare și valoarea terenului în Ilfov, în județul Ilfov, și luăm orice comun, localitate OAT de acolo, este mult mai ieftin. Și atunci, prețul unei investiții imobiliare este formată din trei lucruri. Din valoarea terenului, din valoarea obiect caselor, să spunem, care nu diferă foarte mult, și din profitul dezvoltatorului. Singurul lucru care diferă foarte mult este valoarea terenului. În centrul Bucureștiului poate să fie de 1000 de euro sau mai mult și la, în Ilfo poate să fie de 100. Deci, din cauza asta și dezvoltatorii se duc periurbanul marilor localități. La Cluj s-a făcut localitatea Florești, care are 70.000 de locuitori. Este totul perfect, dar nu au capacitatea de accede pe nicio cale rutieră, feroviară în oraș. Uite că aici introducem niște chestiuni care sunt legate de proprietate. Aici introducem niște chestiuni pe care un arhitect le are, ca să zicem așa, nevoie de ele ca de oxigen. Întrebarea mea este următoarea. De ce nu se gândesc acum distinși arhitecți să convingă autoritățile publice că există necesar a se face studii? La ora actuală, studiile, din punctul meu de vedere, mai ales pe domeniul ăsta, ar putea crea o dezvoltare mult mai bună. Păi, am să vă arăt, eu știu, niște planșe care, apropo, vedeți, este în Timișoara 2005 rețelele edilitare existente. Deci, în 2005 noi aveam toate rețelele existente. Apă, canal, gaz, electrice, care erau puse, asta era la scara la 5.000. Ele, evident că după aceea se tot detaliază la alte scări cu dimensiunea țevilor, să vedem dacă există capacitatea de epurare a apelor, canalizarea, dacă duce, că până la urmă asta este problema cea mai mare. Acum, din ce cauză m-a întrebat se lucrează așa? Fiindcă ambițiile autorităților publice locale, de exemplu din periurban, sunt foarte mari. Și ele spun așa, pe noi nu ne interesează orașul Timișoara. Noi ne dezvoltăm de sine strădători. Fiindcă, de fapt, dezvoltarea nu se face pe oraș, se face, v-am spus, pe periurban sau pe metropolitan sau pe Timișoara Arad, care este, ar trebui să facă o strategie împreună, sau euroregional Timișoara, Novi Sad, Segeci, Arad. Astea toate ar trebui să aibă strategii împreună, fiindcă dacă fiecare face strategia separată, nu se pupă străzile între ele. Eu știu, în jurul Timișorii și între localitățile periurbane din jurul Timișorii, străzile nu continuă. Da. Și astea sunt lucruri foarte grave. Și eu ce vreau să spun? Că, de fapt, urbanismul sau planificarea strategică urbană nu se ocupă doar de construirea de locuințe. Se ocupă și de șosele, de mobilitate. La ora actuală ar trebui să fie trenul metropolitan, că probabil foarte în curând nu va mai fi voie să se intre în zona centrală a Timișorii cu mașina. Nu vorbesc numai de cetate. Probabil în interiorul Inelului 2 mai transport. Deci toată politica europeană s-a schimbat. Și noi, neavând odată GIS-ul, deci baza de date, dar repet, nu Timișoara să aibă bază de date și Dumbrăvița altă bază de date și Giroc altă bază. Asta trebuie să coopereze. Că apar probleme mari la granițele dintre UAT-uri. Apar probleme juridice și financiare. Că, de exemplu, la ora actuală s-a ajuns în jurul marilor orașe
să fie străzi comune cu localitățile periurbane. Strada... Exact, mai interesant. Imobilul se găsește fizic într-o localitate și strada de unde are acces în altă localitate. Cine are dreptul să financeze asfaltarea străzii și este ceva... Și atunci, asta vă spun ce nu am, am participat și eu, să zicem, am contribuit activ. Am organizat sau participat la organizarea întâlnirii dintre cele două administrații locale, primarii cei doi, și i-am rugat să negocieze, să se retraseze limita intravilană a teritoriului administrativ. Și, de exemplu, s-a ajuns la următoarea concluzie. Trotuarul de pe o parte aparține unei UAT, unei comune, și șoseaua și celălalt trotuar aparține altei comune. Da. Fiindcă altfel nu aveau voie. Să fie pe fundul proprietății, cred că ar fi cel mai corect. Păi da, dar ele deja s-au dezvoltat, vă dați seama. Strada dacă este... ne-am dezvoltat, domnilor, aici vreau să lăsăm mai încet, pentru că dacă mergem în ritmul ăsta, nu o să rezolvăm nimic. Bun, atunci... Dacă ați introdus o chestiune legată de limite de UAT-uri, da. Este foarte important ca această chestiune să se dezvolte. Și acum introducem o chestiune mai importantă. Se pare că din 2015 la nivel național a fost lansat Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Problema de fond este după 5 ani de zile cum stăm pe Timișoara. Din ce am eu informații, domnul director cred că poate să-mi spună mai bine, nu prea avem demarate pe Timișoara înregistrare sistematică. Întrebarea mea firească, având în vedere experiența domnului arhitect pe care o aveți, că a fost arhitect șef, cum se definește patrimoniul? Ați avut o planșă mai înainte în care spuneați despre rețele edilitare. Aduceți-o înapoi. Greu, dar dacă discutăm de OAT-uri... Numai puțin. Da. Haideți că le luăm pe rând, că nu le grăbiți. Da, nu, ajungem la rețelele edilitare. Uitați, asta a fost. Mai înainte, nu le dați înainte. Așa repede. Da. Asta. Asta a fost. Dumneavoastră știți că la ora actuală în Timișoara avem străzi pe... teren privat? Păi, eu vă pot spune, dar vă rog să nu mă împușcați, în 98, eu am venit în 96 sau 97, am făcut o HCL, am promovat, eu, Consiliul Local a aprobat și așa mai departe, în care am profitat de legea drumurilor, care spune că în România drumurile, toate drumurile sunt publice, cu excepția drumurilor De incintă. Deci întreprinderă. Și atunci, noi am spus așa, pe noi ne interesează ca toate drumurile din orașul Timișoara să fie publice, fiindcă altfel noi nu putem, administrația locală împreună cu legiunile și așa mai departe, nu poate să introducă infrastructura. Nu poate să asfalteze și așa mai departe. Din păcate, după 2008, nu știu când am plecat eu, au început să apară și în Timișoara drumuri private. N-ar fi grav la prima vedere. Dar legal este? Legal este, fiindcă ei fac, se cheamă Community Gate în București, în câteva celebre Băneasa. Probabil că știți un cartier foarte mare. Da. Sectorul 1, cred că este cu scandal. Ce ne spuneți, domnul director de sectorul ăla, că probabil îl știți. Da, cunosc chiar și speța, dar aș fi vrut să adresez o întrebare, domnule arhitect. Spuneți. Cum ați procedat în zona intravilanului nou, unde... Drumurile au fost cele de exploatare, de 4 metri, ori acum prin introducerea în intravilanul, numai o să fie de 9, de 11, de 15 metri. 26, deci noi am avut... Ați expropiat? Plan... Nu. Noi am avut un plan director. Se cheamă scenariu, depinde cum se dorește. În care, de exemplu, am trasat în extravilan posibile străzi principale.
care nu erau de 9 metri, nu erau de 12 metri, erau de 4 benzi, obligatoriu, că asta era rețeaua care se... Mare bulevard. Ok. Deci asta e teoretică. Am desenat pe limitele de proprietate sau pe drumurile agricole. Și am făcut o regulă următoare. La străzile principale, la străzile de 9 metri, care este minim ce poate să existe 8 metri, să zicem, dar 9 metri... Am făcut o hotărâre de Consiliu în care am arătat că în Timișoara este oraș de tip, să zicem, baroc și este obligatoriu să fie alineamente de copaci, de arbori. Dintr-o dată ne-a dus la 10 metri jumate. Infrastructura, obligatoriu, două alineamente de arbori și trotuare. Din punct de vedere urbanistic, dar din punct de vedere al întinderii dreptului de proprietate... Ascultați-mă, da. Și este o teorie din America din 1920 care spune așa, că proprietatea este sfântă, dar dreptul de utilizare este a comunității. Acum ați văzut că toată Europa încearcă să introducă. Și atunci am spus, ok, doresc să construiești, trebuie să construiești după regulile comunității. Și atunci am convenit așa că 4 metri plus 4 plus 4 înseamnă 12 metri. Da. Fiecare de o parte și de cealaltă trebuie să cedeze 4 metri. Deci i-am obligat. Repet, nu i-am obligat. Am spus că ei trebuie să respecte asta. Dacă respectă legile orașului, atunci primește aprobarea PUZ-ului și respectiv autorizația de construcții. Dacă nu, fiindcă în toate legile române spune că orice construcție trebuie să aibă un drum care trebuie să fie respecte legea drumurilor, trebuie să aibă apă, canal și electrice și noi am spus și alineamente de copaci. Și asta ne-a dus la 12. Dragii mei colegi, vă anunț că mai avem încă 9 minute împreună. Da, și acum... Discuția asta e foarte importantă. Ce a discutat-o domnul Evident, director. Evident, vreau să vă mai spun un secret, pentru că domnul director a ridicat mingea la fileu, trebuie să știm. Domnul director Novac, dânsul au colaborat într-o perioadă la Oficiul de Cadastru și ne-a sfătuit la vremea respectivă ca să putem să dezvoltăm zona metropolitană, mai precis în Dumbrăvița, ținând cont că legea 18, pe care vrem să o manifestăm prin data de 20 februarie, ca 30 de ani de începere, dar nu știm când se sfârșește la aplicarea ei, am hotărât noi că ar fi bine să sugerăm ca terenul care este destinat drumului să fie donat către comunități. Am să vă spun, cuvântul ăsta donat, noi am avut foarte multe procese. Numai că... Repet, dându-mi doctoratul înainte de a intra în administrație, am studiat foarte mult legislația americană și europeană. Deci în clipa în care ai scris într-un act că l-a obligat să doneze, ești terminat în instanță. Te dă și câștigă de pe scaun. Tu îi spui așa... Dar la o perioadă de timp a funcționat sistemul, trebuie să recunoaște. Nu, fără a scrie cuvântul de donat. Ce s-a întâmplat? Noi am spus că trebuie să respecte legile care le avem, naționale și locale. Da. Și cum ajungea terenul în patrimoniul UAT-ului? Păi fără domnul director, v-am explicat. Am lucrat la fond funciar și eram cel care dădeam avizele de scoatere. Când se aproba PUZ-ul, era foarte simplu. Una din condiții era să întocmească documentul de cedare către primăria acelui drum. Da, premergător în HCL... Deci în hotărârea de Consiliul Local se scria că, dezvoltatorul pune la dispoziția dezvoltării urbane, era o frază, nu asta cum o spun eu, necesarul pentru apă. E o tranzacție mascată asta, el se retrage și primăria îl găsește ca fiind disponibil și prin HCL. Nici într-un caz, nu. A fost o procedură legală, corectă și să știți că a dus roade. Acum intervenim și spunem foarte clar că există un regulament care l-am primit de la Dămăcuș cu privire la hotărnicii. Și acolo are vreo două principii foarte sănătoase, foarte aplicabile, care spune că
toată lumea trebuie să pierdă sau să câștige în funcție de necesități. Pe cale de consecință, dezvoltatorul nu putea să numai să câștige. România nu era în situația, din punctul meu de vedere, să procedeze la expropriere. Ai vrut să dezvolți, atunci trebuia să contribui și tu cu ceva pentru dezvoltare. Și da, putem, de acord, da. Putem să spunem că s-a trecut peste etapa asta. La ora actuală există și alte metode, presupun eu, că la ora actuală, cum spunea domnul arhitect, sunt cetățeni care sunt mai bine instruiți ca să numai să iei să câștige, nu comunitatea, și atunci găsesc soluții să blocheze. Pot să vă spun două lucruri. Unu, doamna Merkel acum o săptămână a spus că Europa nu mai poate să suporte capitalismul pur, care înseamnă profit, ci vrea capitalismul social care este îndreptat spre interesul cetățeanului. Doamna Merkel a spus treaba asta. Asta a lăsat sau iase la pensie. De asta a lăsat moștenire și moștenire în partea aia se țin. Al doilea lucru care să vreau să vi-l spun este următorul, că în Timișoara nu s-a întâmplat, se cheamă acele, cum a fost cartierul Băneasa din București. Și problema, știți care este acum în București? Cum se accede rutier? Știți mai bine. Se taie pădurea Băneasa, care este crimă împotriva umanității și a Europei. Fiindcă la ora actuală nu mai e voie să tai spații verzi. O să fie un război sau să trece peste centura feroviară și peste centura auto și așa mai departe. Deci nu este normal ca un dezvoltator să-și valorifice potențialul lui pe baza comunității. Adică comunitatea, primăria respectiv să ducă 3 km de canal, să ducă 6 km glumesc de șosea pe banii ei. Ok. Și, pe de altă parte, când i-a emis autorizația de construire, ar fi trebuit să aibă în vedere că... Bineînțeles. Da. Acum vă mai spun... Acum venim și spunem noi că ne apropiem de final și aș vrea să tragem o mică concluzie și să spunem ce vom pregăti pentru data viitoare. Întrebările care au fost puse au fost foarte bine fundamentate de către domnul director Guzaș legat de proprietate. Pentru că dacă am fi avut proprietatea definită, aviz primarilor, dacă n-au interese ascunse, dacă vor să slujească cetatea, vor trebui să definească patrimoniu. Pe baza acestui patrimoniu definit, evident, să construiască pugul, care să construiască zonele, domnul arhitect, corect? Zone corect. De interdicții, care să nu permită dezvoltarea în zonele de păduri, cum ați spus, de pădurea Băneasa. Dar pentru asta trebuie să plecăm de la cadastru. De la bază. Baza de la dată. Bază. E, poezie cu privire la modul cum se organizează sau o analiză a vechiului amplasament, evident că e foarte utilă. Dar ceea ce trebuie să reținem în toată discuția de astăzi este că trebuie ca fiecare municipiu, că discutăm de municipiul Timișoara în speța astăzi, să demareze acțiunile de inventariere. Că eu pun o întrebare celui care va răspunde de patrimoniu. De ce răspundeți, domnule, dacă nu aveți patrimoniu identificat? În 2015 i s-a predat primarului de atunci patrimoniul, domnul care Robescu. Nu a fost el bine identificat nici atunci, am curaj să vă spun, având în vedere că GIS-ul dumneavoastră a fost un model pentru mine, dar a fost doar o dorință pentru că n-ați avut fundament. Dar vă spun un lucru la domnul Buzaș. În Germania, din când știu eu, autorizația de construcție se dă după ce infrastructura străzii este făcută, asfaltul este pus, arborii sunt puși. Abia după aceea. Asta este și în Spania și în Israel. Și acum eu vă pot spune că sper că administrația locală din Timișoara va face o hotărâre de consiliu, fiindcă nu este normal ca să se cheltuiască bani publici pentru dacă nu sunt să înceapă expropierile. Deci vor trebui toate, orice dezvoltare să aibă infrastructura făcută în fața casei, să-i spunem.
Deci da, asta cred că se va aproba. E o dezbatere vie, e puțin de tot trebuie să o ordonăm, pentru că va trebui să o explicăm pe înțelesul tuturor, nu între specialiști, pentru că dacă încercăm să o ducem la nivel de specialist, cetățeanul nu va ști ce să întrebe, nu va ști cum să meargă. Și de aceea l-am invitat și pe domnul Buzaș, pentru a ne pune la dispoziție din experiența domniei sale, indiferent din ce domeniu, adică din țară, de peste otare, am solicitat să fie și domnul Dămăcuș, că noi, ca experți, ne întâlnim cu foarte multe subiecte nereglementate, ca să spunem în termeni eleganți, și de aceea astăzi a fost o întâlnire preparatorie cu un exemplu clar, iar săptămânile viitoare, deci peste două săptămâni când vom avea din nou întâlnire, va trebui să explicăm pe îndelete ce însemnează GIS-ul, fundamentat pe cadastru, pe specialități, ce rezultate are, ce înseamnă fiscalitate, ce însemnează bunăstare pentru un patrimoniu bine definit. Mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, evident că este o zbatere, mai precis, pentru simplu motiv că nouă românilor ne place să respectăm legile 3 zile, după aceea vedem noi dacă mai le citim. Mulțumesc, domnule director. Legile de rigoare, suntem în Europa și va trebui să respectăm legile. Mulțumesc, domnule arhitect Radu Radoslav, mulțumesc, Ghiță Dămăcuș.